Afecțiunile oncologice, indiferent de tipul lor, sunt, din păcate, foarte numeroase la nivelul județului Hunedoara. Pentru combaterea acestui veritabil flagel, dar și pentru prevenirea îmbolnăvirilor, specialiștii din cadrul DSP Hunedoara pornesc o campanie de informare în ceea ce privește cancerul de col uterin. Da, avem pregătite niște evenimente, dorim să le derulăm în perioada imediat următoare. În ceea ce privește screeningul de col uterin, este un program care se finanțează inclusiv de la Ministerul Sănătății. Am discutat inclusiv la minister și urmează să se facă demersuri chiar mai avansate în ceea ce privește acest program de screening. Vor fi achiziționate inclusiv centre mobile de testare a populației în vederea efectuării screeningului de col uterin. Totodată, DSP Hunedoara derulează o campanie similară și în ceea ce privește cancerul mamar. De asemenea, mai avem la nivelul județului un program care este activ în acest moment și discutăm de partea de cancer de sân, tot un program pilot de screening. Dorim să ne implicăm foarte mult pe partea de screening pentru că, așa cum știți, din păcate, județul Hunedoara este fruntaș la numărul de cazuri oncologice. Tot pe linia prevenției, Direcția de Sănătate Publică Hunedoara a încheiat un protocol cu unitățile de învățământ din județ pentru promovarea unui stil de viață sănătos.